analizându-le, am putea găsi răspunsuri la o serie de întrebări. De exemplu, care ar fi compoziția în ceea ce privește materialul organic a acestui eșantion? Care ar fi compoziția în ceea ce privește cărămizile care mai târziu pe această planetă aveau să ducă la apariția vieții? Este, nu-i așa? Este o întrebare importantă la care trebuie să găsim răspunsuri. Poate să pară surprinzător. De fapt, în momentul de față, oamenii de știință nu au o teorie solidă în ceea ce privește apariția vieții pe Pământ. Desigur, există multe ipoteze științifice în ceea ce privește apariția vieții pe Pământ, dar toate sunt, cum să spun, au un grad de certitudine, între ghilimele certitudine, că este vorba de nesiguranță mai degrabă, similar. Nu putem alege între aceste teorii, nu putem spune că teoria X e mai bună decât teoria Y. Fiecare dintre teoriile privitoare la apariția vieții pe Pământ au atât puncte tari, au și puncte slabe. Vedeți, lucrurile sunt complicate, dar asta este frumos în știință, dacă îmi dați voie să vă spun așa. Tocmai existența și persistența enigmelor, faptul că suntem puși în permanență în fața unor noi întrebări la care trebuie să găsim răspuns. Și mai este importantă această misiune și din alt punct de vedere. Nu numai recoltarea de eșantion dintr-un asteroid este importantă pentru știință. Această sondă va sta destul de multă vreme în preajma acestui asteroid. Și în felul acesta ar putea să evalueze foarte bine ceea ce poartă numele de efectul Yarkovsky. Vedeți, noi calculăm traiectoriile asteroizilor și ne temem că la un moment dat unul dintre asteroizi, să zicem noi asteroidul XYZ, va veni și va lovi Pământul. Numai că simplele calcule gravitaționale, newtoniene, să le spunem noi așa, nu sunt de ajuns. Asteroizii se mișcă în cadrul sistemului solar. Asupra lor acționează lumina Soarelui. E bine, lumina Soarelui duce, atunci când cade pe suprafața asteroidului, la încălzirea sa, iar asteroidul se va încălzi și va reemite radiația primită sub formă de căldură. În felul acesta ar naștere o forță foarte, foarte mică, o forță, să zicem noi, de tracțiune, foarte, foarte, foarte mică, care modifică practic datele problemei pentru a calcula riguros traiectoria viitoare a unui asteroid, astfel încât, cum să spun, evaluarea amenințării să fie într-adevăr una corectă. Este nevoie să ținem seama și de acest efect Yarkovsky. Până prezent se fac estimări, mai mult sau mai puțin exacte. Marja de eroare, mai bine zis, este suficient de mare astfel încât să nu avem noi, cum să spun eu, capacitatea de a afirma că, iată, asteroidul acesta peste 300 de ani sau în 1182 va veni și va lovi Pământul sau va trece prin vecinătatea Pământului. Repet, deși avem de-a face cu o forță de valoare foarte mică, ea este importantă pe termen lung. E bine, faptul că sonda se va apropia și va sta în vecinătatea acestui asteroid un timp destul de îndelungat va permite determinarea cu precizie a efectului Yarkovsky în cazul acestui asteroid. Efectul variază în funcție de forma asteroidului, de compoziția sa, de culoarea asteroidului. Sunt mulți parametri care pot să intervină. E bine, în cazul acestui asteroid vom putea realiza determinări suficient de exacte. E frumoasă știința, nu? Eu sunt convins de asta. Sper să vă conving și pe dumneavoastră sau pe cei dintre dumneavoastră care nu sunteți chiar convinși de acest lucru. Trecem în zona tehnologiei, într-o zonă care mie știți foarte bine. De fapt, o să vedeți
că ține de partea mea mai degrabă sentimentală. Și în zona inginerească există pasiune, dragoste, sentimente. Haideți să vă dau o imagine, o enigmă. Vă dați seama ce reprezintă acest obiect? Ah, sigur că da. E un soi de ventilator care este pus într-un soi de tub. Ea face parte dintr-o mașină mai mare, o mașină pe care eu o iubesc. Mai avem un detaliu. Acum vă dați seama despre ce este vorba. Din aceeași mașină face parte obiectul. Avem aici un mic detaliu. Bine, specialiștii își vor da seama că structura pe care o vedeți este realizată din materialul zilelor noastre, materialul minune al zilelor noastre. Este vorba despre fibra de carbon. Încă mai suntem în enigmă. Mai avem o imagine, iată, aceasta. E splendidă alcătuirea. Am putea spune că este vorba despre, eu știu, vreun monument dedicat, eu știu, vreunui personaj sau vreunui eveniment, un monument care, nu așa, e gata să fie plasat într-o piață publică. Da, e frumos acest obiect, are virtuți estetice de netăgăduit, nu le pot eu comenta aici pentru că nu am, nu așa, pregătirea. Nu am setul de cuvinte necesar pentru a vă descrie în cuvinte frumusețea acestui obiect. Trebuie să fiți dumneavoastră de aceeași părere cu mine sau din potrivă. Dar cred că și dumneavoastră vă place îmbinarea aceasta de forme. Dar nu este vorba despre o îmbinare de forme în acest caz. Este vorba despre un aparat. Este vorba despre un aparat de zburat. V-am mai vorbit despre el acum un an. Martin Jetpack se numește. Firma Martin o realizează. Iarăși un personaj entuziasmat și îndrăgostit de zbor a ținut să realizeze această mașinărie. Anul trecut, când v-am prezentat acest dispozitiv individual de zburat, v-am arătat câteva zboruri de test. Erau numai niște desprinderi de la pământ. Și îmi exprimam atunci, când v-am prezentat prima dată această mașinărie, îmi exprimam speranța că se va merge ceva mai departe. Și iată, în urmă cu vreo 3 săptămâni, am văzut pe site-ul firmei Martin aceste imagini care, ce să mai zic, m-au copleșit. Dispozitivul de zburat, jetpack, a reușit să atingă înălțimea de 1500 de metri. Un zbor care a durat câteva minute, un zbor care confirmă faptul că acest aparat chiar poate să zboare. El poate să ridice, adică masa pilotului, cu ce își mai ia el, un sandwich, eu știu ce își mai ia la el, trebuie să aibă maxim 130 de kilograme. Cântărește așa cu totul ceva mai mult de 250 de kilograme. N-am găsit niște precizări privitoare la autonomie, decât că ar putea zbura circa 50 de kilometri. Asta ar fi autonomia. Pentru un zbor de plăcere zic eu că e suficient. Aici remarcați, a fost testat și sistemul de siguranță al aparatului de zburat, al lui Jetpack. Este vorba despre o parașută. Pe lângă motoarele cu care este echipat, are și această parașută care poate să fie folosită în condițiile în care apar, eu știu, diferite probleme. Dacă vreți să vă cumpărați un asemenea aparat de zbor, vă spun, e scump. Costă mai mult de 100.000 de dolari. Aveți nevoie și de un brevet de zbor pentru a putea pilota această mașinărie. Dar oricum e interesant. Poate să atingă înălțimi de 2400-2500 de metri. De așa, dragii mei prieteni, că
e frumos. Mie asta mi-ar plăcea. Tehnologia în sine are semnificație, ea așa. Da, putem să ne mândrim că am realizat, eu știu, diferite mașinării, care mai de care mai sofisticate, care mai de care mai complicate, care, eu știu, mașinării care conțin în ele, eu știu, tone de inteligență, tone de idei geniale. Dar câtă vreme tehnologia nu îndeplinește și această cerință, nu are această calitate, aceea de a-ți provoca bucuria, e oarecum seacă. Este, într-adevăr, este utilă, eu știu, o macara care ridică, eu știu, 300 de tone de la pământ și permite asamblarea unor structuri uriașe. Dar totuși, parcă mai interesante sunt aceste tehnologii care îți pot provoca bucurie. Și ce bucurie mai mare poate să fie pentru un om decât aceea de a-l imita pe Icar? Nu cred că e bună comparație. Decât aceea de a avea acea stare de libertate totală pe care ți-o oferă zborul. Gândiți-vă, atâta vreme cât stai lipit de suprafața pământului, te miști într-un spațiu bidimensional. Cumva ești tu însuți o ființă bidimensională. Dar să ai libertatea de a te mișca în spațiul tridimensional, parcă îți mai adaugă dimensiune existenței tale. Sunt lucruri frumoase și tare mi-aș dori ca din ce în ce mai multe tehnologii să urmărească și acest aspect. Eliberarea omului de servituțile la care să-i supuși ca trăitori ai acestei planete. Și cred că asemenea oameni cum e proiectantul și finanțatorul lui Jetpack ar trebui să fie cât mai mulți pe această planetă și ar trebui să fie cât mai bine cunoscuți. Nu-i așa? Cred că omul are și această datorie de a-și trăi în fericire existența. Vai, îmi imaginam când pregăteam emisiunea ce înseamnă să ai așa un aparat de zbor individual cum este acesta pe care l-ați văzut. Vă dați seama, practic nu-l mai vedeți, practic el nu mai există. Chiar ți se pare că plutești în atmosfera Pământului. Aș avea multe de spus, tocmai am venit așa ușor nostalgic, mă gândesc oare o să prind eu aducerea probelor de material asteroidal aici, pe Pământ? Sper că da și sper să am ocazia să vă povestesc despre această minunată întâmplare care va avea loc undeva prin 2023. Eu trebuie să închei aici scurta mea emisiune. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare, în același loc și la aceeași oră, al dumneavoastră, Cristian Român.